9 și 23 de minute, în bună dimineața București, pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro în dimineața asta. Activează-mi și mie aici reglajele fine, că mie place să reglez fine toate treburile astea ca să ne auzim cât mai bine. În această dimineață dăm un extemporal la dirigenție, ne aducem aminte de anii de liceu și o să și celebrăm un mare nume al muzicii românești, dar o să povestim despre toate astea până pe la ora 10, așa că dați-mi voie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu onoarea de rigoare, să salut aici în studioul București FM pe doamna Stella Enache! Bună dimineața! Bună dimineața! Soare! Ce fresh și tonic! Asta era o melodie. Da. Bună dimineața, soare! Bună dimineața! Da, așa este. Doamne Enache, noi stăm aici închiși în colivia asta până la ora 10, nu știm ce se întâmplă afară, așa că în premieră la radio vreau să fiți meteorologul de serviciu, să ne spuneți ce se întâmplă afară în capitală. Deocamdată plouă, liniștit, circulația este blocată practic, mă uitam la ceas, iarăși dacă ajung sau nu ajung, nu vreau să mă înjurați, dar n-am nicio șansă. Oricum, bine că am ajuns, deci plouă, s-au făcut tot felul de bălți. A, bun. Mai mari sau mai mici? Deci nu mai are Baltapește, are Bucureștiul bălți. Da. Formate așa, bălți, lacuri artificiale formate pe la marginea trotuarului. V-ați pus cauciucurile de iarnă? Da, păi da, altfel vedeam cu mașina. No, ați fost un șofer responsabil și le-a spus din timp? Întotdeauna sunt responsabilă la volan. Din timp, acum 2-3 zile. A, bun, deci nu va lua pe nepregătite din soarea, cum se întâmpla azi noapte pe la 11-12 noapte, era prin București o hărmălaie, toată lumea se căuta vulcanizări non-stop să schimbe cauciucurile. Doamna Enache a fost prevăzătoare este de aplaudat inițiativa. Faceți și voi ca doamna Enache. Ce mai face Stella Enache? Toată lumea e dornică să afle ce face Stella Enache. Vă vedem pe acolo, pe scenă, v-am văzut astăvară pe la mare, vă auzim la radio cu melodii, serios, și cu piese noi. Da, mai puțin piese noi, da. Reorchestrate. Da, n-am prea avut timp și am tot umblat în țară, am făcut din primăvară până acum, am tot umblat. Și la mare, cum ai spus și tu, și a fost foarte frumos, iar acum am avut la Pitești, am fost joi. Deci un adevărat turneu. Mai așa, multe. Prin toată țara. Mai multe. A fost un mega turneu. Așa? Și da, la Pitești, cu Teatrul de la Pitești, noi am jucat Gramofonul cu amintiri și, deci o stagiune întreagă am făcut-o la Pitești și de joi am fost la Pitești, a fost foarte frumos, un concert tot așa sold out au fost, da? Să vorbim și pe românește, deci toate biletele s-au dat, gata, așa. E clar. Așa. Și vineri am fost la Berăria H, unde a fost extraordinar de frumos, mii de oameni, 2000 cred că au fost, dacă nu mai mult, și o atmosferă incendiară. Cum e să scânte 2000 de oameni versurile? Când stai acolo pe scenă și privești în ochi așa, le vezi privirile. Mai ales când Stella Enache cântă una dintre cele mai cunoscute piese din România, din ultimii 50 de ani. Nu, 36. Mă rog. A, bine, da, okay. Dar eu zic așa, ca perioada muzicală a românilor. Da. Dom'le, este un sentiment plăcut. Când îi vezi că se bucură să asculte această piesă. Iată. Asta, nu? În fundal, da. Asta, da. Și nu numai asta, dar și extemporalul. Dar asta este împărăteasa. Știi ce ne bucură pe noi și mai tare? Că toată lumea, de orice vârstă, știe piesa asta. Piesa asta nu cred că a împlinit niște ani. Sau dacă vă întreabă cineva vreodată câți ani a împlinit piesa asta, să nu spuneți niciodată vârsta, că nu se spune. Bine. E păcat pentru o piesă de asta. Zic eu. Vreo 31, nu are? Cum 31? Te dă seama cu mine? Cam 31. 32. Hai că e mai mare ca mine. Merge pe 32. Merge pe 33. Aoleu. Opa. Păi da, 86. Da, bravo. Na. E o piesă iubită și la casa ei cu de toate, adică piesa asta. E o vârstă frumoasă. Sigur că este interesant cum a rezistat această piesă, dar... Nu, e interesant și vreau să ne povestiți cum s-a născut. Deci regizorul Nicolae Corjos a făcut filmul... Regizorul filmului Licenii. Licenii, da. Și extemporala din licenție și... Licenii rock'n'roll. Rock'n'roll, așa, dar acolo... A fost Cornel Fugaru care a făcut muzica. Deci, regizorul Nicolae Corjos a vrut neapărat pentru acest film, pe generic, un cântec românesc. Un text
care să meargă mănușă pe... Ofertant, da. Ofertant, da. Și, mă rog, așa s-a născut piesa. Culmea este că regizorului nu i-a prea plăcut foarte mult piesa. Dar ne-am spus, domnule, asta rămâne. Așa rămâne, cu textul ăsta rămâne. Și... noi o facem pe asta. Da, da, da. Ați avut încredere în ea? Ați simțit probabil că va avea impactul scontat? N-am, nu pot să simți, pentru că gusturile publicului sunt... le vezi în timp. Și am zis, domnule, așa rămâne. Pe generic de început și de sfârșit. S-a scos și un vai de mine, atunci a scos Electrecord un vinil cu această piesă și s-a vândut, nu s-a, s-a dat la premiera filmului. Ei, și încet, încet... melodia a luat avânt. A luat avânt și vai, știi ce se întâmplă? După 89 a luat avânt și memory. Dar ce s-a întâmplat atunci? I-a apucat nostalgia? Ce s-a întâmplat de după 80? Cred că da. Asta cred fie? Că da. Pe liceenii de atunci, din 86, 87, 88, era nostalgia prin 98, 99, la reuniunile alea de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani. Exact. Și când se termină liceul, îi apucă plânsul și nostalgia că s-a terminat o perioadă frumoasă a vieții lor. Adică la balul de sfârșit de an, nu există să nu se cânte această piesă. Dar știți că eu am fost într-o sală de spectacole astă vară, la mare, da. Și v-am văzut cântând piesa asta, dar m-am uitat și în sală și am văzut foarte multă lume lăcrimată în timp ce cântați piesa asta. Eu ce spun? Și acum vin cei generațiile de 30, 25, 20 de ani și vor aceeași piesă. Deci ăștia cu trapul ăsta american, cu valul ăsta, încearcă pe la toate balurile să ne bage piese și așa, dar tot am de liceu se aude. Eu nu știu ce... ce n-au da, ei și ați avut dumneavoastră, că ce se întâmplă? La ei nu merge. Ce se întâmplă? Textul joacă un rol foarte important, pentru că toți am trecut prin aceleași sentimente, cu matematica, cu româna. De cu... data asta e vina lui Sașa Georgescu, înțeleg. Da, da, mare, mare textier. Da, mare textier. Știți cum e, doamna Enache, și eu și Răzvan mai întrebăm, că deja ne apropiem și noi de vârsta nostalgiei și mai întrebăm pe la baluri, așa, când așa. Mai suntem invitați pe la evenimente. Da, muzică de aia cu versuri n-aveți? Că ați văzut ce se întâmplă. E un bumții-bumții, așa, o electrificare de-asta generală și uită lumea... Mai la 14, 15, 16 ani, bumții, bă, dăm, tam, tam, merge. Exact. Așa. E, când devii ceva mai conștient, atunci încep să mai asculți textul. Iar când, mă rog, înaintezi în vârstă, încep să guști. Să-l mesaj, și înțelegi, exact, da, să înțelegi mesajul da, transmis. Mesaj. Așa e. Pentru cei care nu știu și care, mă rog, nu i-au recunoscut vocea de la radio a Stelei Enache, dar pentru cei care nu știu, Stela Enache este soția marelui compozitor și om de radio până la urmă, pentru că a lucrat și la Radio România, Florin Bogardo. Mult, da, bineînțeles, și la Radio România și la televiziune. Florin Bogardo a scris pentru mari artiști din această țară, nu numai pentru Stela Enache, pentru soția Stela Enache, a scris și pentru Aurelian Andreescu. A scris și pentru el însuși, pentru că da, a cântat foarte multe piese. Mihaela Mihai, Margareta Tâslaru, mai mulți. Cam câte piese aveți în catalog? Eu? De la Florin Bogardo, da. Vreo 63. Din? L-ați numărat? I-ați numărat creația? Nu, n-am stat. Eu nu contorizez chestii de genul ăsta. Deci, eu l-am cunoscut pe Florin Bogardo la televizor. Așa, și îmi plăcea foarte tare. Și aici, pe culoarele radioului, l-am văzut de vreo 2-3 ori, am făcut cunoștință. Așa, și, mă rog, George Grigoriu a fost cel care ne-a unit. V-a apropiat, da. Nu, ne-a făcut cunoștință pentru ultima oară. Și atunci am rămas așa împreună. Dar cui nu-i plăcea Florin Bogardo, că aveați competiție serioasă? Serios. Asta e altă temă. Jos în față la Teo 36, pe acolo era coadă. De mine, dar ce? După ce m-am măritat, numai eu știu ce mi-au auzit urechile și așa mai departe. După ce v-ați măritat, veneau la concertele dumnealui doar bărbați. Femeile fugiseră, gata, nu mai e luat. Nu, că femeile nu se dau așa ușor. Din contră, s-o crezi tu? Da. Așa că... din contră, era un bărbat validat. Da. Gata. Da. Dar dacă puteau să mă despart, era bine. Da. Nu te uita așa la mine. Am rămas un pic blocat de ce ați spus, că... Da, da,
da. N-am fi avut discuția asta și mi-ar fi părut rău să se fi întâmplat așa. Nu. Mai ales că, înțeleg că stai și bunica acum? Bineînțeles, am 4 nepoți. O, să vă trăiască, da, 4. Mulțumesc. Da, da, 3 băieți și o fată. Cum e bunica Stella Enache? Le cântă prin casă? Nu, pentru că nu sunt aici. Ah, ok. Dar când este vin la... o bunică atipică. A, sigur că când da. Vin la bunica Stella, e bunică pe Skype. Ceva în genul. Am înțeles. Dar atunci când ne întâlnim, mi se prezintă ultimele cântece, fac și muzică, un nepot cântă binișor la pian. Singura fată, știi ce face? Bate la tobe. Oh, frumos, da. Ce frumos. Înseamnă că îl muștănește pe bunicul. Da, nu. Nu, nu, chiar la tobe nu, ăla cânta la pian. La pian, da, da, mă rog, tot instrumentist, adică... Da, da, vedem, vedem, vedem. Mai e timp. Oh, păi da, are 6 ani, face acum. Păi acum că știți cum e muzica și ce se aude pe la radio și ce se aude prin cluburi, că ați fost și pe acolo și pe la festivaluri, da, și așa, da, mai departe, da. I-ați sfătuit să mai facă muzică în România? Ei, o întrebare destul... Dom'le, dacă ți steagul sus, da. Deci să facă, dar să fie de calitate. Absolut. Asta înseamnă text bun? Și melodie, dom'le, și... să rămână ceva. Și un mesaj. Pentru că de asta facem noi muzică. Ca să fie un mesaj, ca omul să simt. De ce este iubita în liceu? Care mesaj? Punct. Și asta, și piesa asta la fel. Din 1968, deci piesa asta, da, a împlinit 50 de ani. Da. Să nu uităm mulți înainte, că se tot cântă în continuare. A fost scrisă pentru Mihaela Mihai, piesa. Nu. Inițial. Nu. Margareta Păslar. Margareta a cântat-o? Așa, a preluat-o Mihaela Mihai. Păi m-au preluat-o toți, pentru că s-a făcut... Inclusiv noi, lumea. Că o dăm acum la radio. Da, da. Da, Marian Stere a făcut un colaj de... Colegul nostru de la Radio România, exact, internațional. Internațional, da. A făcut un colaj foarte interesant cu toți care au cântat această piesă. Noi, nu la el, așa-i? Nu cred că am acces la el, dar o probabil, să-l găsesc și o să-l, da, dau într-o dimineață. Probabil ținea vreo jumătate de oră colajul ăla. Ești chiar așa, nu. Fiind om de radio, el știe, da, cât normal. Să ia și cât să... Nu, dar mă gândesc că la câți artiști au fost dacă puneam păi, varianta fiecăruia. Nu. Câte un vers, câte două versuri. Nu. Ce simțiți atunci când mergeți pe la festivaluri, când mergeți la tot felul de cântări, când vă așezați liniștită la o terasă și auziți un interpret cântând un fluture și o pasăre sau tu ești primăvara mea? Ce sentiment vă cuprinde? Dom'le, în primul rând stau să ascult și după aceea văd ce sentiment am. Nu, e frumos, ca să revin la ce avem noi de spus aici. Ca asta vreau să vorbim aici, vreau să ajung. Deci, eu îmi doresc și am tot spus că îmi doresc să fac un festival Florin Bogardo. De ce? Pentru că eu vreau să predau ștafeta tinerilor. Tinerii trebuie să cunoască că noi am avut niște valori, nu numai Florin Bogardo, am avut niște valori și compozitori și interpreți și așa mai departe, care nu, pe care noi nu avem voie să îi ștergem cu buretele. Pentru că așa e în viață, nu începe viața cu tine să termină cu tine. Niciodată. Trebuie să predai ștafeta. Ori de unde să asculte acești copii piesele acestea? N-au unde. Și atunci, dacă faci un festival, am pus condiția, măcar o piesă din repertoriul lui, din compozițiile compoziția lui Florin Bogardo. Da. Ca să... Și pe urmă, știi ce e? Mi-au spus copiii... Vai, doamne, dar n-am știut că sunt așa piese frumoase. Păi unde să știți? Ăsta este prilejul să le descoperiți. Păi da. Și dacă nici de aici n-au de unde alege, adică e atât de ofertant repertoriul încât... Da, dar e greu. Florin Bogardo nu e... Nu e bumzi-bumzi. Nu e da, prea. Da, exact. E mai greu de rumegat. Adică vă cel mult tango, știi? Știi? Și atunci... dar iată că s-au înscris, am ales... Ca să spunem așa, că noi în perioada imediat următoare aici în București, la Teatrul Constantin Tănase, da, avem o premieră, este prima ediție, da, a unui festival care poartă numele lui Florin Bogardo. Este, da, un festival concurs național de muzică ușoară. Chiar internațional. La care se vor, chiar internațional, da, pentru că vin și voci în străinătate, s-au înscris, da, s-au copii înscris în străinătate? Da, s-au înscris, da. S-au înscris de pe din... 23 până pe 25 noiembrie, adică exact. Vineri, sâmbătă, duminică. Și vrem să facem un festival atipic, în sensul că vrem să facem un fel de show.
Da. Deci nu vin toți cântăreți, toți interpreții și cântă asta, copiii și cântă și nu mai cântă Florin Bogardo și asta. Vrem să facem un spectacol. Să înserăm între acești între acești copii și altfel de momente. Și altfel de momente, să rupem puțin și să trezim interesul. Dacă toată lumea e obișnuită la un festival așa să iasă copilul ăla pe emoții, stinger pe scenă. Da, să așează, crispat, așa, așa uitându-se în ochii juriului și cântând acolo. Doamna Enache nu se laudă, dar vreau să facă treaba asta. Nu o să fie un DJ acolo pe scenă, o să fie big band. Chiar big band nu o să fie, dar este orchestra Teatrului Tănase, condusă de Dan Dimitriu. Și sper să fie... sper să prezinte, să prezinte interes acest festival. Și mă rog, pentru că eu în ultima perioadă tot așa am fost la mai multe festivaluri în juriu. Dom'le, și stai și ascult și ascult și ascult și din ce în ce mai tare și... Da. Or, noi vrem de să data asta vreți să se întâmple altceva. Vrem să facem un concert, practic. Și cu nume interesante, pentru că vor fi și show-uri. Văd multe recitaluri aici pe listă. Chiar foarte multe, nu, dar sunt foarte multe nume. Dar chiar cine cântă, recitaluri la festivalul Florin Bogardo? Eu, în primul rând, cu Paul Surgiu Fuego, Marina Florea cu Gabi Dorobanțu, iar în a treia seară mai sunt niște nume. Dorina Anastasiu, care a cântat piesele lui Florin, Sergiu Cioiu, tot așa, și în ultima seară foarte mulți colegi de-ai mei au răspuns invitației. Duminică seară, da, pentru că vrem să facem gala laureaților și... cu laureații muzicii românești. Deci va fi o seară de gală cu adevărat din ce, da, din gala, ce vedem aici. Da, e gală. Da, da, gala laureaților și... colegii mei care au răspuns invitației cu nume mari, Mirabela Daur, Corina Chiriac, Sandra Lado și Silvia Dumitrescu, Cătălin Crișan, Marina Voica. Marina Voica, aici am un semn de întrebare, chiar aseară am vorbit cu ea și, nu știu, are un virus și a fost în spital și mi-a spus: Stella, dacă pot să vin, vin. Dar dacă nu, să nu te superi. Vedem. Să vă faceți bine, doamna Voica, vrem să vă vedem. Să știi că ne ascultă la breaza. Da? Eu știu că ne ascultă, da, mereu ne ascultă. Pornit acolo, mereu ne ascultă, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate și dacă poate să vină, dacă nu, i-am spus că nu pot și n-am cum să mă supăr că nu vine, dacă este o poveste așa de urâtă cu un virus și cu spital și cu nu știu ce, mai să fie sănătoasă. E de sezon, așa, știți cum se întâmplă. Da, e de sezon, dar mă rog. Am uitat pe cineva, să nu uit pe cineva. Eu sper să nu fiu uitat. Domnul Cioiu îl văd. Pe domnul Cioiu îl văd aici. În ultima seară. Domnul Moculescu, domnul Arșinel. Dacă îl uitam pe Mocu... Asta zic. Jol Chereștei. Stă și aproape. Jol Chereștei. Da, Jol Chereștei, Horea Moculescu. Ei sunt și în juriu. Nu se putea... Cine este în juriu? Pe cine a spus în juriu? Păi, cei doi. Da? Deci, foști colegi de-a lui Florin. Cel puțin Horia Moculescu știe pe Florin de la vârsta de 12 ani. Și Jol Chereștei, care a fost coleg de breaslă. Și Paul va fi Surugiu Fuego. Fuego? Eu. N-am scăpat. Eu n-am sunteți să președintele juriului? Da. N-am... N-ați scăpat, asta e. N-aveți cum să scăpați. Așa. Deci sunt 5, am zis. Da, 1, 2, 3. Și Dan Dimitriu. Și Dan Dimitriu. Deci o piesă la alegere și o piesă din repertoriul lui Florin Bogardo. Da, și una la alegere. Sunt toate detaliile pe festivalul florinbogardo.ro. Exact. Puteți, bravo. Da. Puteți găsi acest site, e foarte simplu și aveți acolo tot finaliștii, regulamentul, calendarul, recitalurile, tot. Da. Ce piese și-au ales copiii ăștia așa? În general, ce-au vrut să cânte? Măi, păi tu știi că la festivalurile astea toată lumea vrea să cânte piese lente și să arate totul. Și au luat piese, Un fluture și o pasăre, Tu ești primăvara mea, În casa foșnetului mut, adică... nu am adus lista, așa. Aveam o listă. Avem pe aici câteva titluri. Da. Uite, și am de liceu, văd Balada pescărușilor albaștri. Balada pescărușilor, da. Da. Și am încercat să pun cât mai multe piese.
Și să nu se repete prea mult, pentru că am fost tot așa la niște festivaluri unde de 10 ori se cântea aceeași piesă, dar nu mai puteam, efectiv. Și ați încercat să diversificați să echilibrați un pic balanța asta. Da, balanța. Și dacă se cântă o piesă... Ne dezavantajându-i pe... No. Concurent. Adică dacă e la liberă alegere și toată lumea vrea Tu ești primăvara mea, ce face? E tocmai. Nu face mutăm pe toamnă. Că vine iarna. Corect. Deci, cam doi interpreți au luat, de exemplu, Tu ești primăvara mea și atunci facem în prima seară cântă unul și în cealaltă seară celălalt. Așa că... Cam câți concurenți aveți? Câți concurenți sunt înscriși la... Am selecționat 20. 10 într-o seară, 10 într-o seară. Au fost mulți mai mulți. Da, au fost mai mulți, da. Și am luat ce a fost mai bun. Îmi pare rău că nu poți să iei pe toți, că n-ai cum. Și, deci, 10 concurenți, ori 2 piese, sunt deja 20 de piese, plus recitalul, adică trebuie să ne înarmăm cu răbdare. V-a plăcut ce ați văzut din ce ați selectat așa? Ați pus ochii pe cineva? Ei, asta nu spun. Asta nu, Nu să-mi dați nume, dar dacă e cineva acolo... Un băiat, o fată? Nu se știe niciodată, pentru că s-ar putea să fie în seara respectivă să n-aibă zvâc. Să n-aibă pe acel vino încoace, da. Și altul care nici nu-l băga în seamă să rupă scenă, să țară în ochi. Vom vedea. Eu vreau să mă mai întreb ceva. Știu că astfel de manifestări nu sunt foarte ușor de făcut. Știu că se găsește locul foarte greu, ideea se susține foarte greu, se prezintă foarte greu, se fundamentează foarte greu. E greu de convins cineva să te ajute să faci un astfel de demers cultural. Da. Și atunci cum v-ați descurcat? Am o echipă foarte bună și suntem toți prieteni. Și atunci, dacă te poți baza pe oameni, adică au fost sau sunt colegi de-a lui Florin Bogardo care v-au ajutat în realizarea acestui festival? Nu. Nu colegi de-ai mei. Colegi de-ai mei. Bine, și de-ai lui, faptul că mi-au răspuns la invitație să vină în juriu, în primul rând. Apoi, Paul Surugiu Fuego face scenografia și Narcisa Vădănei, care este un băiat excepțional și a intervenit și el cu site-urile, cu nenorocirile. Tot ce înseamnă social media, Așa. Pe urmă, am o fată de la Bacău, Gabriela Gurău, care a lucrat și ea la proiect și a luat legătura cu primăria și așa mai departe, ca să putem, altfel nu puteam să fac de una singură, dacă nu aveam suport, nu puteam să fac acest festival. Mai este o fată, Cristina Rusu, de la Constanța, care și ea s-a implicat în proiect și să răspundă copiilor, și Dan Dimitriu, cel care tot așa a luat legătura cu copiii. Și cel care conduce orchestra, până la urmă? Da, și cel care a făcut orchestrațiile pentru formația lui. Adică o reducție totuși, că nu poți să... Florin a făcut pentru orchestră mare, a scris pentru orchestră mare. Deci, cam așa. Ați convocat adunare generală. Adunare generală, deci pe 23 noiembrie e prima seară din prima ediție a festivalului Florin Bogardo. La Teatrul Constantin Tănase. Mai sunt locuri? Mai aveți locuri și pentru noi, doi? Facem rost de locuri. Bine, am rezervat niște locuri pentru... presă, pentru prieteni, pentru... pentru ce se întâmplă acolo și ce oameni frumoși vin, două salopete și două mături, găsim să ne deghizăm, să intrăm și noi. Trebuie să spun și treaba asta. Inițial, noi am vrut ca intrarea să fie liberă. Și așa am și spus peste tot, și la radio, și la televiziune, peste tot am zis intrarea liberă, liberă, liberă. Și pentru că s-au bulicit oamenii să întrebe când va avea loc festivalul, cei de la teatru au zis: auleu, ce ne facem? Prea mulți oameni, sală mică? Sală destul de mică. Și atunci ce facem? Și fără să ne spună nimica, au început să taie bilete. Bun. Pe site n-au spus nimic prima dată, până când am spus: domnilor, ne facem de râs. Pentru am că zis ceva? Și ne ținem, de obicei ne ținem de cuvânt. Și atunci mi-au explicat: domnule, nu puteam altfel decât cu bilete. Și după
câte știu eu, sau că am vândut toate biletele în toate cele trei. Cumva face sens la ce artiști vin acolo și ce se va întâmpla. E foarte multă lume, e foarte mare interesul și atunci trebuie gestionat cumva. Probabil că asta a fost ideea. Probabil că așa a fost, dar mă rog, da. Cine-i fan cu adevărat? Trebuia să ne spună de la bun început, da. Și atunci spuneam clar, dom'le, așa și așa. Păi și ce facem la anul dacă așa stăm de la prima ediție? Auzi, stai puțin, stai. Stai, Răzvare, eu iau așa, treptat, întotdeauna și ordinea priorităților și asta în capul meu. Nu uita că am fost, eu sunt filogerman, așa că totul trebuie să fie foarte la... Excel, așa, aranjat așa, bine. Da. Totul foarte aranjat și foarte bine pus la punct. Nu, stai, să vedem prima ediție, să dea Dumnezeu să iasă bine, nu-mi doresc decât să fie bine. Și după aceea, dacă iese bine, este pasul următor. Dar de ce noiembrie și nu în august? Pentru că în august copiii sunt în vacanță și toată lumea este... Nu ne-am întâlnit noi în august la mare? Ne-am întâlnit în august la mare? Copiii cântă acum pe la baruri, pe la terase în august. Dacă în august copiii sunt la mare, da, mă scuzați, doamna Stella Enache, da. Nu, deci trebuie gândit... Da, adevărat, ne-am întâlnit la Radio Constanța pe terasă. Am băut o cafea împreună, am făcut o emisiune frumoasă. Da. Da. Și ce o să mai tot facem? Ce o să mai facem? Și acum o să, cu siguranță va fi o reușită evenimentul. Ce plănuiește doamna Stella Enache de sărbători? Ce face? A făcut așa un program, un concediu, vacanță, că merită după un an, înțeleg, destul de dezbuciumat, cu turnee, cu festival de organizat, cu... Plec cu băieții de la club, plec în Olanda, după aceea, în ianuarie, plec în Israel. Frumos. Dar nu stați locului o clipă. Sper că nu plecați cu treabă. Sper că nu plecați cu treabă, măcar. Dar acum mergeți cu nu mai cu treabă. Acum mergeți cu avionul, nu cu vaporul. Da, bine, am mers întotdeauna. Eu am mers cu toate mijloacele de transport în comun. Așa că nu mai contează cu ce merg. Deci până prin februarie sunt fully booked, cum se spune, da. Deci nu vă mai prinde până februarie? Am renunțat, nu, eu de obicei de Revelion nu-mi place să cânt, culmea. Am fost invitată în mai multe locuri, dar probabil că voi, nu știu, de plăcere o să mă duc într-un loc unde voi fi cu prietenii, pentru că la un moment dat trebuie să faci o pauză. Dar ce să spun, Revelionul, după aceea doi plec. Nu înțeleg nimica. Doamna, spuneți-ne și nouă, vă rugăm frumos, ce v-ați cumpărat vineri de Black Friday? Da. Deci avem o curiozitate de asta foarte... Mai știi ce se întâmplă? După o viață de muncă și de alergătură și de mers în sănătate, eu practic nu mi-am nevoie de nimic. Și nu mi-am cumpărat nimic. Iar dacă am nevoie, mă duc și îmi cumpăr când am nevoie. Nu trebuie să aștept. Nu, un bilet la... A fost reduceri, să știi, și la biletele la concert. Apropo, la ce concert ați merge în momentul ăsta, fără să gândiți mai mult de 5 secunde? Acum trebuie să mergeți la un concert. Și aveți ocazie la orice concert din lume. Nu știu. Pe cine ați vrea să vedeți? Și poate n-ați apucat și ați dori să-l vedeți sau să o vedeți. Nu știu, să spun acum... Un artist sau o artistă așa, de neratat. O recomandare, Marca Stella Enache. Eu știu, sunt acum atâția artiști. Domnule, nu știu. Poate mai ascultați așa, mai aveți un CD prin mașină și... Am, dar eu sunt de asta de modă veche. Eu sunt cu... Eu cred că există un artist... Tom Jess, nu, cu Tom Jones, eu sunt asta cu... Asta zic, da, un Tom Jones? Da. Un concert Tom Jones? Un concert, da, mi-ar place așa, să-l mai revăd odată cu toate... Mă, da. Cred ce că și zic? Lui ar plăcea să vă mai revadă odată. Da, eu sunt cu muzica întrebare, mea. Întrebare cu răspuns sincer. Da. De ce vă este tare dor? Dor îmi este de, în primul rând, de Florin și de copii, pentru că sunt, unul este în Germania, unul este în Italia. Aveți o fată și un băiat. Da, am o fată și un băiat. Și e complicat, viața este foarte complicată la un moment dat, sigur trebuie să știi să ți-o gestionezi și să, la un moment dat eu n-am mai vrut să fac absolut nimica. Am vrut să mă retrag definitiv și totdeauna mă gândesc la chestia asta, pentru că sunt un om rațional și la un moment dat trebuie să spui stop. Mi-e dor de niște concerte pe care le făceam pe vremuri, cu orchestră mare în spate, cu oameni de calitate, cu... de asta mi-e dor. Aveți ocazia să faceți... cu repetiție aici la Constantin Tănase, că l-aveți pe Dan Dimitriu acum, trei zile la dispoziție. Este foarte adevărat. Mi-ai spus de ce? Mi este dor. Ah, okay, da, așa. Stai.
Așa. Deci cam asta se întâmplă. Nu uitați, 23-25 noiembrie, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, festival concurs internațional de muzică ușoară, da. Festivalul Florin Bogardo. Mai multe detalii pe festivalulflorinbogardo.ro. Pentru că este internațional, pentru că? Pentru că s-au înscris, eu nu știu, dar s-au înscris trei concurenți, din, deci unul, doi din Moldova și unul din Bulgaria. Și e bulgar-bulgar sau e român care e stă pe acolo? E bulgaroaică. E bulgaroaică? Nu, 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 nu. Da, da, da. Bun. Așa că... și să vedem. Și noi suntem curioși. Da. Ce putem vedea la festival? Sau ce pierdem dacă nu venim? Da. Muzică bună. Asta. Voci bune? Voci bune, da. Le-ați ascultat pe toate? Da, le-am ascultat. Păi cum? Bine, eu pun la îndoială recitarurile, că... Acolo deja, da. Acolo e altă poveste. Bine, în ultima seară, mai mult de 2-3 piese, nu e timp. Uh-huh. Nu e timp să... Da, vedem. Eu nu vreau să dau prea multe. Adică eu stau și aștept prima dată, nu să mă avânt așa, să încep să visez, să văd numai heruvim în jurul meu, știi? În afară de hituri... Uite și de ABBA merg. ABBA, ok. De ABBA vă e dor? Și nouă. Notăm pe să știți că apare acum în decembrie, apare un nou single la ABBA. Da? Am auzit. Primul film pe care l-au făcut ei, nu știu, în 70 ceva, l-am văzut la Stuttgart. Dom'le, îmi venea să mă las definitiv de tot. Știi? Doamna Enache, noi avem aici o rubrică, se numește Melo Story, și difuzăm piese noi. Vă promitem că în momentul în care single-ul ABBA va ieși, vă sunăm în direct și îl ascultăm împreună. Aștept. E promisiune, am spus-o. Aștept. Gata, da. E notată. Și acum? Queen îmi place. Mă rog, ați văzut filmul? Bohemian Rhapsody? Am vrut să mă duc. N-ați găsit locuri? Nu. A intervenit ceva, nu știu, a trebuit să plec undeva. Pitești undeva. Doamnă, vă ofer brațul, că nici eu n-am apucat să-l văd, da? Și mergem împreună. Vă spun, da. La film cu cel mai mare drag. Bun, gata, iar unul dintre colegi mi-a zis, hai să mergem la film. La ora, nu știu, la ora... Eu l-am văzut de două ori, dar mai vin și eu o dată. Mai vine și la altreia. Lasă-mă, domnule, mă duc prea la VIP, nu știu cum se numește. Uh-huh. Spus, lasă-mă, domnule, să termină la 1, eu ajung la 2. Să știți că e experiență plăcută la VIP, vă recomand. Nu vă feriți. Nu mă feresc, dar trebuie să... Dar e prea târziu, dar la ore de alea, la 11, se termină la 1, până ajunge acasă, se face 2. Păi, în fiecare noapte, până la 1, 2. Ora aia este pe aceeași planetă, știi, adică nu e nimic. Undeva e dimineață la ora, exact. Am venit la Pitești, am ajuns la 3 în pat. Am venit de la asta, Berăria, am ajuns tot așa, în jur de ora 3. V-a plăcut acolo? Foarte, eu n-am fost niciodată la Berăria H, decât atunci când era mobila și, știi, era expoziție de mod. Dar o atmosferă incendiară a fost. Foarte, foarte frumos. Și locul este foarte, nu e kitsch, este interesant. Adică o berărie elegantă, pot să spun. Pentru că eu le știu pe alea adevărate din Germania. Aici are calitate. Vreau să facem un exercițiu acum pe ultimele minute, pentru că nu mai avem foarte mult la dispoziție și vreau să reascultăm o piesă. Vreau să facem un exercițiu simplu, dar emoționant. O să vă rog să închideți ochii și să vă închipuiți că de cealaltă parte a difuzorului este Florin Bogardo și că vă ascultă în acest moment. Aveți 30 de secunde. Și ce, să-i spun ceva? Ah, dragul meu, am ajuns în radio, sunt foarte multe amintiri care îmi trec prin minte, pentru că aici te-am cunoscut, aici am imprimat multe piese, mi-e dor de tine, te iubesc și dacă am făcut acest festival, l-am făcut pentru tine. Ce frumos. Mulțumim, Stella Enache. Cu drag. Mulțumim tare. Vă îmbrățișăm cu drag și vă mai așteptăm pe la noi. Sărbători frumoase. Mersi frumos, la fel. Să venim la festival, promitem că venim și noi la festival. Păi, veniți. Mulțumim că a spus și Radio România acolo pe afiș. Așteptam.
De fapt, am vorbit că poate ne vedem și poate ne auzim și poate ne întâlnim. Și uite, iată, că ne-am văzut, ne-am auzit și ne-am întâlnit. Vineri, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, 23 noiembrie începe, se termină pe 25, 3 zile de festival, recitaluri, artiști, oameni frumoși. Festivalul florinbogardo.ro, acolo putem face recapitulare împreună, vedeți ce se întâmplă și vă așteptăm la muzică bună. Mulțumim, Stella Enache, vă mulțumim foarte invitație. Mult. Îmbrățișări pe mâine dimineață, la 6, tot aici, pe 98.3 București FM. Zi faină!